Dumnezeule și ne miluiește. Încă ne rugăm, Doamne, Duhul înțelepciunii, al științei, al Flaviei, al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale, să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii ce dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să insufle acestor școlari Duhul cel bun care povățește pe calea cea dreaptă și aduce neîncate spre întărirea bisericii sale și a țării lor. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu, ești ți-i slavă, Dumnezeu. Am fost la 11-a școală, ca și probabilitate, anul acesta suntem sub 10 a 4-a sau a 5-a pe municipiu și la fel pe județ. Deci calitatea învățământului nu poate fi pusă la îndoială. Cadrele didactice care au olimpici la fază națională predau și la cei care, din păcate, nu și-au examenele. De aceea este necesară o și de părinți. Revin la repartizarea elevilor pe clasă. Clasă. Acest început de an școlar a prezintă o provocare. Poliția Română este alături de dumneavoastră și vă dorește mult entuziasm și putere de muncă, astfel încât să obțineți la final rezultate deosebite. Împărtășim împreună cu dumneavoastră emoțiile acestei zile, ale copiilor care pentru prima dată intră într-o sală de clasă, ale tinerilor care se îndreaptă spre maturitate, ale cadrelor didactice care modelează caractere și ale părinților care sunt atât de mândri de copiii lor. Prin activitățile pe care le vom desfășura în școala dumneavoastră, dorim să dezvoltăm un simț al comunității și sperăm că la sfârșitul acestui an școlar să obținem pentru copiii dumneavoastră un an plin de satisfacții și de performanțe. Vă doresc succes tuturor!